în acest moment clar ce avere aveți? Păi dar eu nu știu la ora asta exact ce avere am. Dar dacă puneți în discuție impozitarea averilor, exact. Eu am spus, nici n-am dat cu sapa. Și dacă este nevoie pentru a scoate țara dintr-un impas, eu sunt primul care spun da. Deci n-am nimic împotrivă, deși o să fiu înjurat de foarte mulți oameni bogați din România și știu că am aflat că de fapt foarte mult mă înjură. Eu sunt genul domn care spun, dom'le, și cu 5% și fără 5%, tot de cale ăla sunt, dar numai că există într-adevăr o problemă. Problema este că într-adevăr faci o evaluare a averii lui Becali. Și după aia vii la sfârșit de an și spui, trebuie să plătești 5% din. Dar dacă Becali nu are bani cheie să-i plătească acei 5%, întotdeauna trebuie să dea o bucată din averea lui. Asta e singura problemă. Și asta ați fi dispus să faceți? Acum vorbim, deci când să vorbim cât mai serios, deși e ipotetic totul. Eu, e ipotetic, dar eu din punctul meu de vedere vă spun că da. Și știți de ce? Pentru că normal, adică vin chiar și spun și după aia iar o să spună, domnule, e demagog. Nu e adevărat. Eu iau din istoria României și în vremuri grele, bogații țării, boierii țării veneau, îi chema domnitorul și spunea, trebuie să rezolvăm această problemă. Și această problemă trebuie rezolvată tot de noi, cei care ne-am îmbogățit în țara asta, nu de săracii țării. Că n-am dat cu sapa, repet. Ne întoarcem la haiduci, luăm de la bogați și dăm la săraci. E un principiu corect și sănătos. Și dăm la bogați și dăm la săraci. Ce să facem dacă e nevoie? Păi noi bogați ăștia întrebarea ne-am mea îmbogățit e, de ani. Cum de îl punem în practică? Atâtea mari bogății. A vrut Dumnezeu și ne-am îmbogățit așa repede. Care? Am dat cu sapa, avem vreo moștenire de vreo 300 de ani de la bunici?